Bună dimineața, dragi ascultători, să mă întâlnesc cu microfonul aici. Suntem de la treabă. Bună dimineața, Ștefania. Tema pentru această. Clasa a șasea. Și să îi dăm drumul la treabă. Fie punctele A, B, C, D, E, în această ordine, pe dreapta de el. Da, imediat să nu știu mă duce. Deci nu știu ce mă întreabă autorul, dar eu pus și eu așa.
Este, nu? Și ce de? Da, da, este. Este undeva, da, trebuie. Deci o să zicem așa, spune tu acum. O să punem A, B. Da, ne ocupăm de A, B, plus. Plus B, C. Da, și plus? Și plus D, E. Te suma celor trei bucăți. Da, înainte să adunăm, nu trebuie să transformăm centimetri. Sigur că da, deci este o observație perfectă. Pentru că sunt măsuri diferite. Nu, da, nu puteam să aduc. Ăsta cât este aici? 2 cm. În milimetri ar veni 20. Putere! Un singur centimetru face 10, 2 cm 20. Deci 20 mm. Da. Asta am și făcut acum. Acum putem lucra, da? Da, 20 de milimetri plus 25 de milimetri plus 5 cu 10, 0 și 1, 4, 6, 60. Încă o dată? 5 cu 10, 0 și 1, da. A și cu 1, așa. 70. 70, minus. Bun. Și acum ce facem? Acum scădem din 90. Zicem așa, CD, ca să fie scris, CD este egal cu... CD este egal cu 70 de milimetri. Nu? Nu 70, 70 este... A, CD egal cu AE minus... Așa, AE, tot AE, minus suma... Asta, hai să o dăm cu S asta, nu? Da. Minus suma celor 3. Minus S. Că nu știu, nu, că e întrerupt aici, da? AE minus S, egal cu AE, care este 90. Minus 70. Așa. Și facem? Egal cu 20 de milimetri. 20 de milimetri. Cu asta am aflat pe cine? Pe CD. Perfect. Și mai departe, vă ce întrebări la gata. Trebuie să aflăm la ce? Ce? A, facem AB plus BC. Și uite, spunem la ce? Egal cu AB plus BC. Și egal cu? Egal cu 20 milimetri. Da. Plus 25 milimetri. Care facem? 45 milimetri. Total 45 milimetri. Asta ar fi un 45 de milimetri. Și mai departe? AD egal cu? De la A până la AD. Da. Da. AD. Egal cu AB. Plus BC. Plus CD. BC plus CD. Da. Acum am aflat-o pe CD, vezi, a fost inspirație. Da, și atunci 20 de milimetri, da, plus 25 de milimetri, plus 20 de milimetri. CD am aflat, da? Da. Plus 20 de milimetri. Egal cu? Egal cu 5, 4, 65. Egal cu 65 milimetri. Cum ai fi mai putut afla pe CD, da, într-un alt mod? Nu, pe AD. AD. Într-un alt mod. Adunam... ai făcut asta. Că CD ai zis că este egal cu ăsta, cu ăsta și cu CD că îl știam înainte. Cădeam din 90 pe 45. Din 90, ca să ne rămân AD, de la A până la AD. Din toată, pe cine să scădem ca să rămân numai AD? A, nu, pe 60, nu, pe 70. Da, atenție. Deci ca să rămână doar să rămână de la A până la D, ca să rămână numai asta, pe cine să scădem din toată? Pe 25. Asta mai. Foarte simplu, nu? Deci din toate, scăd bucata asta și rămâne atent. Deci ia să vedem, este adevărat. Deci atent mai poate fi văzut și nu am... D, E,
A, deci A, D e egal cu... A, E egal așa. Cu minus. Deci e egal cu A, E, minus. Minus de E. De E. Și nu mai ne facem. A, E cât e de mare? 90. Deci da. 3 minus 25. Facem. Ori a adunat pe fiecare bucată în parte, ai profitat din faptul că știam de ce de, ori ai scăzut din toată pe dânghe și te-a adunat toată bucata A, D. Mergem mai departe. A, D. Bâtă. Trebuie să aflăm de bâtă. N-am aflat-o, da? Nu, n-am aflat-o. O să facem 20 bâtă. Plus 20. Deci la B la D, uite asta. Da. Face 25 plus 20 care face, da? Da. Deci egal cu 25 plus 20 și egal cu? 45. 45. Cum mai ai fi putut afla pe, pe B, D, D? Inițial cum știai de ce? Făceam 90 minus 2 pe 45. Deci, 4. A, s-a scăpat din ăsta, da? Da. Deci, B, D ar fi. Hai să scriu chiar așa, că merită. Deci, B, D, egal cu tot A, E. Și minus. Minus A, B. Așa. Și minus D, E. Care mă duce în final? 90 minus 20 și minus 25. Foarte. Ce face? Ce? Minus 90, minus 20. 65. Face 60. Nu, stai. Ia ne-a scăzut pe rafte. 45. 45. Nu am găsit 20, când nu am găsit 45. Sau, de atunci pe ăsta care descalzi, și vine din 90, scăzut 45, face 45. Ce mai are de-a fapt? La ce e? Ce e, da? Da. Ce e? Ce e? Egal cu 20 plus 25. Ce e? Egal cu 20 care am aflat-o. Da. Scrie că este egal cu ce de plus. Ce de plus de e. E. Și egal cu ce de plus de e. 20 plus 25. Da. Egal cu 45 de milimetri. Ce? Milimetri. Altfel, cum ai poți să afli pe ce e? Într-un alt mod. Ce e egal cu AB minus... Nu, AB plus BC minus... 90 minus. Adică A e... A e... Asta, nu? Pe ce e? Noi am luat ce e, da? Deci, da. Din toate, să scădem pe cine ca să vedem? Pe 45. Adică scădem pe AB plus, plus BC. Da? 90 minus. Deci ce-i bine pe altă parte? Ce e egal cu A, E. A, E, scrie exact. A, E minus? Minus A, C. A, C e normal, desigur. Că pe A, C nu l-am aflat undeva. Da, l-am aflat. Uite aici. A, C. Și egal cu? Egal cu 90 minus 45 și egal cu 45. Perfect. Este așa. Vezi, mai multe variante poți găsi. Mai multe rând. Da. Funcție de cum îți vine ție bine. Important este să înțelegi. Vreau pe ăsta, din tot, scap pe toate celelalte, din prejur, nu? Și gata, e o problemă. Asta a fost o problemă pe care te-ai dat-o. Mergem mai departe, să vedem altceva. Asta a fost punctul A. A, așa, am înțeles. Tot cu aceleași date, nu? Da, da. Deci, lasă aici 25, da? Da. Milimetri. Așa. Deci ai punctul ăla în locul, punctul B. Da. Ce-ai spus la punctul B? Stabiliți perechile de segmente congruente. Deci să stabilim segmentele de stabiliți. Perechile de segmente. Adică două pe două. Da. Da. Perechile. Perechile
de segmente congruente. Adică din tot ce am făcut, să vedem care sunt perechile congruente. Adică care au aceeași lungime. Da, păi BC cu DE. La prima vedere, zi, da? Da. Deci, vom spune BC. Uite, așa face segmentul BC. Da. Așa. Este congruent cu segmentul DE. DE. Și o paranteză spune de ce se congruente. Fiindcă au aceeași lungime. Adică BC egal cu DE și egal cu cât avem 25 de milimetri, dar chiar de autor, chiar din ipoteză, da? Apoi. Apoi AB egal cu CD. AB egal cu CD, că amândouă erau 20 de milimetri. Amândouă, da, da, nu? Asta că la fac noi. Da. 20 de milimetri. Da, deci elementul AB. Corect, AB. Congruent cu CD. Da, AB congruent. Și paranteză, AB este egal cu CD. Motivăm de ce? AB egal cu CD și egal cu... Egal cu 20 de elemente. Foarte. Alte perechi. Alte. Eu zic, mai găsim. AC egal cu CE. Așa este. AC e congruent cu CE. E 20 de 25. Da, da. Deci AC congruent cu CE. Pentru că, mă te vom... Pentru că, în paranteză, AC este egal cu CE pentru că e egal cu 45 mm. Așa. Acum, mai găsim alte? Pare, mai găsim așa niște segmente? Nu cred. Oare atât de tare de la apărat? 65. Dar de la B la E. De la B la E. A, tot 65. Tot 65, nu? Da. Deci și AD, pentru că avem AD. AD este congruent cu B, nu, cu, ba da, cu BM. BM. Și ce motivăm? Exact. Ca o aceeași lungime și spune chiar de câte sunt. Sunt 60 AD. Deci egal de E, egal cu B, E. Egal cu 65 de mm. Foarte. Aici cât a fost AC? 45. AC, egal cu C, E, și egal cu 45 de mm. Bun. Mai avem un punct? Mai este o pereche a mai multe patrițe, dar care este bună. AD egal cu BE. AD aici, da? Da. E observat, deci el mi-a atent, am scris așa ceva. Mai vedeți dacă îmi găsești ceva. Mai este vreun subpunct aici? Da, mai este C. Punctul C. Hai să ne zicem. Cred că astea sunt ușor. Da. Ce am văzut eu noi ca mărimi, că astea ar fi. Da. Punctul C, ce spune? Determinați mijlocul segmentului AE. Determinați mijlocul segmentului AE. Păi îl împărțim pe 90 2, la 2. Pe 90 îl împărțim la 2, că tot este din 90. Da. Și îl dăm în 2. Da. Dar noi trebuie să găsim, să localizăm punctul ăsta. Da. Cam unde ar veni mijlocul ăsta? Cam aici.
Cam pe la ce de, să zicem? Pe traseul de la ce până la de? Nu, putem mai... Concret, nu te urmă doar după mărime. Nu mai eu, da. Știi de ce? Că noi n-am fi da, mai exact. N-am avut grijă. Noi luam măsurile, 25, 25, 20, 20. Stai, doamne, păi foarte bine te uiți. Deci 25, 25, 20, 20. Concret, voi poți să localizez cu precizie maximă. Deci, oricum, este un punct, nu știu unde deocamdată, dar de lungime cât este. Dacă 90 îl împărțim la 2, deci 90 împărțit la 2, fac 45. Da. Deci, fii 45 de o parte și 45 de o parte. 45 într-o parte și 45 într-o parte. Păi vine AC cu... De la acelui 45, nu? Da, și de la cel la E. Tot 45. Da. 45 în jur. Ce? Ce? Sigur că da. Ce? Deci, fiindcă avem AC, AC egal cu CE, și egal cu 45 milimetri, rezultă că, stai aici, ce rezultă? Că ce mijlocul, mijlocul lui A e. Asta era. Mijlocul segmentului A e. Iată că am dat răspunsul corect. Vă așați o întrebare. S-a terminat punctul ăsta, da? Da. Bun. Problema asta a terminat, a avut 3 puncte. Ce a fost important aici? Hai să vedem cine alegem noi. Aflăm lungimea unui segment. Cunoscând o parte din segmente, da. A fost vorba de adunare, o să de scădere de total, am scăzut pe bucăți, nu știu ce, da? Deci, da, mijlocul acela, cum se, se întâmplă să fie. Da. Când două segmente sunt congruente, două segmente sunt congruente dacă au aceeași lungime, da, pe asta rămâne, da? Da. Bine, bine. Mergem acum mai departe și vedem problema cu cealaltă. O să scriu pe partea scurtă. Te rog. Fie punctele mână P situate pe segmentul AB. Mână P. Mână P situate pe segmentul AB. Pe segmentul AB. Deci, eu trebuie să desenez un segment, așa că vă înțeleg acum. Da. A, A, B. Așa, A, B, segmentul A, B. Și, se iau punctele mână în această ordine, să zici ceva? Așteptat. Astfel încât să fie mijloacele segmentelor A, B, segmentului A, B, M, B și N, B. Nu, nu ne pare. Fie mână P situată pe segmentul AB. Astfel. Astfel încât să fie mijloacele segmentelor AB. AB. Mijlocul segmentului AB. Trebuie mână să vrea să fie. Mână. Apoi. Da. Apoi. MB. Ah, nu. Vezi? Ce trebuie să zici? M se referă la mijlocul lui AB. M se referă la mijlocul lui MB. Da. Da? Uite, M mai aici, da. Iar P? Atât, nu zice de P. Trebuie să zic. Păi... Fie mărțitate pe segmentul astfel încât să fie mijloacele segmentului AB. Mele datorat. Da. M se referă la A, B. Da. M se referă la mijlocul lui M, B. Da? Da. Și P la N, B. Și P, P, mijlocul lui M, B. Când mi-a dat trei segmente. Da. Ia uite-te. Uite, uite, să fie așa. Sunt trei puncte aici, M, N, B. Sunt trei segmente aici. Da. Primul M se referă la primul segment. M la al doilea și P la al treilea. Da? Deci facem corespondența așa. Da. Încă o dată.
fie mână B, nu la întâmplare puse. Primul M să fie mijlocul la B. Al doilea punct N, mijlocul lui N, B. Și al treilea P, mijlocul lui N, B. Da? Deci, hai să luăm așa. Dacă M e mijloc, înseamnă că, uite, asta e ca coasă. Da. Adică am egal cu M, B. Perfect, nu? Da. Apoi, ce am mai departe? Apoi, M, N, egal cu P, B. Uite, faci asta. M, N. Egal cu P, B. M, N, B. N-B. Cu N-B. Că nu e mijlocul la mijlocul lui M-B, da? Da. Deci, M face mijlocul acesta, N face mijlocul ăsta. Am să scriu deasupra. Uite, așa. Uite, așa. Și cu asta. Da? Și P e mijlocul cui? Păi, e mijlocul lui N-B. Lui N-B. N-B. Adică în groșa, mă. Da. Bine? Da. Și, uite așa. Reluăm. M e mijlocul la P. Da. N e mijlocul jumătății care e obținut-o. De la N la B. Da. P e mijlocul de la N la B. Să scrie în ipoteza asta. Da. Deci să ne obișnim, nu scrie la, facem la matematică, la geometrie, ipoteză și concluzie. Deci în ipoteza avem A, M, cât mă B. Da? Egal cu M, B. Asta înseamnă că M a fost mijlocul lui AB. Da. Că avem că... Avem că M egal cu N, B. M egal cu N, B. De acord. Și mai avem? Mai avem că P este mijlocul lui N, B. Adică? Adică N, B egal cu... Așa, N, B egal cu P, B. P, B. N, B egal cu P, B. Da. Determinați lungimile segmentelor NB, MB, AB, dacă BB egal cu 0,5 cm. Deci găsim lungimile segmentelor NB, NB, MB, MB, da, AB, AB, dacă, dacă BB, ah, egal cu 0,5. Mai adaug VB. Să știi că VB este de 0,5 cm. 5 cm. Și acum în concluzie. Cine se cere în concluzie? Punem semne de întrebare. Ai spus tu, vrei pe NB parte? Da, NB. NB egal cu cine? MB egal cu cine? MB egal cu semne de întrebare. Și AB egal. Iată, așa sunt lucrurile care ne sunt cerute în problemă. Ia, cât repetăm problema. Păi e ușor. E ușor, da? Da, pentru că NB. Așa. Știm că AP egal cu PB. Și atunci înseamnă... Știm că A? Nu. NB egal cu PB. Și cum asta e cunoscută? Da. Puteți și asta de... 0,5 înseamnă și că NB egal cu 0,5. Corect! Și atunci toată NB cât va fi? 0,10. 0,5 plus 0,5. Nu e 0,10, 0,1. 0,5 cu 0,5. Păi vine 5 cu 10. Așa. Și noi e 0,10. Iată, stupid.
Ia, ia, pune și la altă. 0,5, 0,5. 1,1. Da. Deci 0,5 e jumătate. Da. Și cu o jumătate faci ce mă trec. Da? 1. Deci este 1 centimetru. Deci asta e 0,5, asta e 0,5, totul este 1 centimetru. Așadar, putem da răspunsul că lângură. Că lângură egal cu 1 centimetru. Nu, nu, dar să zic eu așa de dat. Egal cu lângură plus, așa de dat la matematică. Da. Plus, lângură. Și cum avem că lângură egal cu lângură, știi, punem un asfalt, se vadă cel care îl citește, din ăsta două ori este că va fi egal cu nâmpul care înseamnă 0,5 plus 0,5 și face 1 centimetru. Bun. Și am determinat-o cu nâmpul. Cum aflăm de nâmpul? Pe nâmpul noi știm că este mijlocul lui AB. Da. Dar noi acum știm de la N la... La B, că e 1 centimetru. Așa. Și noi trebuie să aflăm pe M, B. Și știm că M e egal cu N, B. Și... Adică e tot 1 centimetru. Cine? Mână. Mână. Și cum e 1 centimetru? 2 centimetri. Asta o să zicem. Deci ca și înainte de redactăm. Că M, B, B. Că... E egal cu... Că mă văd egal cu mână. Corect. Mână. Plus mână. Corect. Deci, poate lângă că mână... Că mână egal cu mână. Bă. Și egal cu mână, bă, știu că e dat cu mână. Egal cu un centimetru. Și acolo, de cele două, trebuie că mână văd de aici. Mă e egal cu? Cu NB plus. Am zis. NB plus MN. Și cum în fiecare de 1 centimetru, e ca cu 1 centimetru. Plus când e 1 centimetru. Plus când e 1 centimetru. Să vedem cum aflăm de toate AB. Și ultima întrebare. Nu? Aici. Păi deja știm că M, B egal cu 2 cm. Și înseamnă că și că AB egal cu 2 cm. AM. AM. Da. Deci, zice de nou, AB toate. AB toate egal cu... AB toate egal cu AM plus M, B. Da. Și mai știm că AM este egal cu M, B. De unde... Și egal cu? Egal cu 2 cm. Corect. De unde este că AB egal cu 2 cm plus 2 cm egal cu 4 cm. 4 cm. Și cu toată, în momentul ăsta ai aflat pe toată A. Bun, da? Adică am aflat toate întrebările, nu? Am crescut la toate întrebările probleme. Da. Asta a fost punctul A. Așa, deci ai avut aici un A. Și acum B. B. Determinați lungimile segmentelor AM, AN. AM, AN. AM, așa. Deci AM e egal cu cine? Da. AN e egal cu cine? AB egal cu cine? Dacă AB e egal cu 14 cm. Aha. E într-un alt context, da? Da. Dacă? AB egal cu 14 cm. AB egal cu 14 cm. Așa. AB egal cu 14 cm. Toate. Toate. AM egal cu cine? Păi împărțim pe 14 la 2. Sigur că da, că nu-i la mijloc. Da. Deci AM va fi egal cu... 14, da, 14,
7 centimetri. An, an, dacă aia e 7, mână e gata. Deci știi pe an acum. Da, e 7. Dar știi și pe mână. Da, e tot. A, și pe 7 îl împărțim acolo la 2. Corect. Deci an, mână. Vedeți, sub altă dată, an, în fapt, e egal. Cu 7 împărțim la 2. Egal cu, hai să vadă toată lumea, egal cu mână, împărțim la 2, da? Da. Mână, a fi scris mână, împărțim la 2. Egal cu 7 centimetri, împărțit la 2, 3, 6 și rămâne 1. Și se bate și acela, punem o virgulă. A, da, punem virgulă. Punem un 0 și vine 2 în 10. 10, de 5 ori. Și face 3,5. 3,5 centimetri. Da? Da. An. Și acum AP. De la A la P. A, dar nu-i am de tot ăsta. Știi ce am aflat noi acum? Noi am aflat... Nu-i atât. Da. Am greșit. Deci am aflat pe mână. Nu? Nu-i, așa-i vreți să spune. Pe mână. Deci am pățit pe toată asta. Da, la 14. Nu, nu. Pe toate am împărțit-o la... Când am fost 14 la 2 și am aflat pe am... La prima întrebare, bine am. Am... Da, e bine. Că am împărțit pe toate, 14 la 2 și am împărțit. Dar acum când am împărțit la 2 pe bucata asta, pe cine am aflat noi? Pe mână. Deci am revenit mână. Da. Egal cu tot nobul, împărțit la 2 și face 3,5. Și să continuăm, că pe noi ne treabă la A, N. A, N e calcul. Ia uite tu din cine se compune A, N. A, N e... Se compune din... Din 7 centimetri. Din A, M. Din A, M și mână. Așa scrie. Da, cu A, M. Plus mână. Și da, mai departe cu... Tot anul cât este? 7 centimetri. Așa, 7. Plus 3,5. 3,5 centimetri. Și ce face? 10,5. 10,5, ai văzut? Da. Centimetri. Deci multe lucruri s-a încărcat sus, sunt prostii acolo. Da, dar oricum, era corect că am aflat mână. Neapărat ne trebuie mână. Da, da. Numai că am scris noi prost aici. Da. Dar noi nu ne trebuie ca să vedem bucata aceea. Și acum să aflăm pe... Pe AP. AP. AP, dar și îți pot spune AP. AP e egal cu AM plus MN. Adică ar fi AN tot. Că AM plus MN. Da. Hai să zic. Hai să zic așa mai bun la ta. AM, ai zis plus MN. Dar am văzut mână, nu știu? Da, și e 10,5. E ca mai departe, cu tot anul. Uite cum îți pare litera asta. A, da. A, M, 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 da. A, N. A, N, egal cu... Nu, nu, egal mai departe cu A, N, plus... A, N, plus... M, plus. E, pe anul știu? Da, e 10,5. 10,5. Plus. Plus, aici e întrebarea, cât o fi oare? 0,5. A, P. N, P. E 0,5, că P, B e 0,5 și e mijlocul. Nu, a fost înainte. A. Știi, în datele probleme anterioare? Da. Pe mână, am aflat-o pe mână, de la mână la mână, știu cât este. Pe mână, da, știm, e 10,5. Nu, 10,5 pe mână. Uite aici. Mână... A, 3,5. 3,5. Da. Dar mână cu cine este egal? Mână
la bunată. E egal cu NB. NB. Deci NB e 3,5. Da. NB, da? Tot 3,5. Da, e 3,5 împărțit la 2. Aaa, NB, da? Da. NB. Hai să zicem și mai. NB. Egal cu MB. MB. NB. Foarte bine este. NB. NB împărțit la 2. Da. Și egal cu... 3,5 împărțit la 2. Da. Merge odată, 2, 15, da. De... Deci o dată și am ajuns la virgulă. Da, punem virgula. Da. 2 din 15 de, de 7 ori. Da. 14, rămâne 1, punem 10, 5. 5, 1,75. Da. Deci am aflat pe NP, care ne trebuia nouă nebunițe la mână. Da. Da? Și punem aici plus 1,75. 1,75. Ia să vedem cât face. 10 și ceva și 1 și ceva, nu fac câteva. Dar era 1,75. Da, și... A, și cu 10,5. De 10? Eu am pus 1,5 și plus 1,75. Da, este 10,5. Scrie-mi, da. 10,5, acum cu 1,75. Ia să vedem ce face. Așa, 5. Da. 10, 12. Da. 12,25. Vezi? Dar, matematic, 10 și ceva, acum 1 și ceva. Da, dar eu am zis. Da, da. Deci face 12,25. 12,25 cm. Iată că am aflat acum clar și toată A, P, da? A, ce am N. A, da, A, da, tot A, tu. Deci să spunem că NB era, cât am găsit aici, NB e egal cu, în condițiile astea. Nu, A, da, A. A, aici este egal cu 7 cm. Egal cu 7 cm. A, N. Egal cu... A. Cu 10,5. Corect. A, 10,5. Iar... Apă egal cu 12,25. Spune-mi, tu ce crezi că a urmărit autorul prin problema asta? Să vadă dacă ne dăm seama că dacă, de exemplu, NP, că P e mijlocul lui NB, însemna că amândouă erau egale. Așa, tot timpul. Deci faptul că N era mijlocul lui AB, da. M, N, e cât NB. Da, da. Deci prima idee, jumătățim, da? Deci de fiecare dată trebuie să înțelegem ce s-a jumătatea. Perfect. Corect. Apoi, în prima problemă, în primul la punctul a ne-a dat bucățica asta, da. Și noi ne-am dus înapoi și tot ne-am dus și ne-am aflat pe front AB-ul, da? Da. Deci am dublat. Știi, bucățica asta mică? I-am mai pus acolo și am găsit 1. Am dublat-o și am găsit 2. Am dublat-o și am găsit 4, da? Da. În faza a doua, în punctul B, ne-a dat ochii toate. Da? Să mergem în amânt, adică toată am jumătățită și-a găsit pe amânt. Da. Dar găsit-o pe amânt, pe ce pe mânt bânt? Da, și pe mânt bânt. Am jumătățit-o pe mânt bânt, am găsit-o pe mânt. Da, și am și pe mânt bânt, practic. Și am jumătățit-o și găsit-o. În final, am adunat la ce aveam înainte, la amânt, bucata asta, 3,5 și am găsit-o pe toată amânt. Au fost 10,5 pentru că ați găsit pe la toată ană, am adunat pe NP
Da, deci destul de interesant a fost problema. Magnetul a făcut deci? Da, aceea. Determinat segmentele congruente din figură. Ce? Determinați segmentele congruente din figură. Da, la care se referă, adică punctul A și B sunt diferite. Sigur că da. Dar din figură rămân la fel. Deci eu zic că din figură... Din figură. Da, da. Nu pentru noi de date. Da. Din figură. Am egal cu M, B. Deci avem am congruent. Congruent cu A, cu M. Corect. Cu M, B. Mai avem că N, B egal cu Nu, congruent cu mână. Că nu e mijlocul, da? Da. Deci mână, hai, mână. Mână, este congruent cu N, P. Da, da. Și mai știm că N, P egal cu P, B. N, P. N, P este congruent cu P. Cu P? B. P, B. P. Cam atât. Ia să mai vedem noi dacă mai găsim. Nu mai găsim, nu? Deci nu avem șanse să mai prindem un colț cu celălalt, nu. Cam așa sunt. Din figură, da. Astea sunt perechele, sunt perechele, cam aceeași muncite. Da. Bun. Iată că am făcut și această problemă. Altceva? Asta a fost mai ușor. Acum mai trecem la unghiuri. Da? Unghiuri? Da. Hai să trecem și la unghiuri. V-am predat eu într-un an de zile unghiuri, nu? Da, da. Ce este un unghi? Un unghi sunt două semidrepte intersectate. Care au același vârf, da? Da, două semidrepte cu aceeași origine. Corect, asta este. Deci, două semidrepte cu aceeași origine fac numele de unghi. Da. Iar cele două semidrepte fac numele laturi de unghi. Da, nu? Da. Așa. Ce mai merite să reținem acolo? Avem... Sunt trei categorii de unghiuri. Da. Ascuțit, drept și ascuțit. Așa, alungit, drept, și ascuțit și un nul. Da, și un nul. Așa. Unghiul nul ce înseamnă? Unghiul care e suprapus. Semidreptele sunt suprapuse. Da, deci nu există deschizătură între ele, da? Da, da. Deci unghiul nul este unghiul în care semidreptele sunt suprapuse. Nu există deschizătură într-un limbaj de-al nostru sau măsura unghiului este zero. Da. Adică nu e zero. Da? Zero grade, da. Deci măsura unghiului e egală cu zero. Așa că am înțeles. Dar unghiul alungit ce înseamnă? Unghiul alungit înseamnă 180 de grade. Adică semidreptele sunt opuse. Da, sau drepte. Da? Parcă ar fi o dreaptă. Da. Și unghiul drept are 90 de grade.
Deci unghiul drept este acel care are măsura de 90. Da. Am mai vorbit și de unghiul adiacent. Deci ce era unghiul care este? Adiacente care au în mijloc, nu? No, care au o singură dreaptă de comună. Așa, da. Care... A, cum ar fi, să spunem, doi vecini. Da, și au un segment comun. Gardul, da, care da, sparte este semnedreapta comună. Da, și au aceeași origine. Deci au aceeași origine și asta înseamnă, semnedreapta comună, au aceeași vârf și semnedreapta comună. A, așa, am înțeles aceste lucruri. Acum să vorbim la treabă, să vedem. Două trasee montane se intersectează și formează un unghi POR. Deci două trasee montane face, se intersectează și formează un unghi POR. Uite, POR. Da. Cum aș vorba de 72 de grade. 72 de grade. Nu-i vrea 72 de grade. Aici cum am desenat eu. Hai să încercăm să facem și măsurile exacte. Deci o să mergem cu raportorul, să facem, să punem cât mai aproape de adevăr, nu? Unghiul respectiv. Deci, două trasee se intersectează. Iată, eu am să duc cu o semnedreaptă, o rână. Și acum, la câte grade trebuie să duc aici? De la 0 și după... Cum fac asta? Fixez aici. Da, punctul și după mergem... La 70 și cât? 2 de grade. 70 este aici și încă 2 grade. Da. Așa. Deci asta este unghiul pe care l-am fixat la 72 de grade. Da? Da. Până, da, parcă așa. Da, cu... așa. Din punctul de intersecție pornește un merg care se deplasează pe bisectoarea unghiului POR. Oh, de ce bisectoare? Bisectoarea e... semidreapta. Semidreapta, care împarte unghiul în două părți egale. Asta, nu știam. Deci ați vorbit și de semidreapta, de bisectoare. Da, și de suplimentare, complementare. Unghiuri suplimentare, complementare, cum să vorbim acum. Da. Bun, deci ce fac tu acum? Trebuie să împart de 72 la? La 2. 2. Și cât faci 72 pe la 2? Merge de 3 ori, 12, 2, de 6 ori. 36. Da. Deci, practic, eu fixez aici. Și trebuie să avem 36 de grade. Și mă duc la 36 de grade, 35 de grade și după grade, 36. Da. Și avem... E două părți egale. Exact. Da. Gata. Da. Deci bisectoarea, scriem și cuvinte astea ca să ținem minte, bisectoarea unui unghi. Bisectoarea unui unghi. Împarte acesta, acest unghi, în două unghiuri de aceeași măsură. Două unghiuri de aceeași măsură. Și trebuie patru unghiuri în două unghiuri de aceeași măsură. Să zic, în paranteză, aceste două unghiuri sunt congruente. Ero, da. Cum să spun aici, trei. Ero între și te-o... Hai să întâi cuvânt la bisectoare, știi? Ero între și be-o ier. Scriem asta, că unghiurile acestea sunt complete, da? Deci, pe-o... R. Pe-o B. Pe-o B egal cu O, B, R. Pe-o B. Este congruent? Așa! Este congruent? Pe-o B. Și pun căciuleții deasupra, că așa da, nu e da. Tu poți să pui așa. Pune așa o așa, dar e da. Da. Pe o B. Congruent cu B, O, R. B, O, R. Și spun de ce. Bate, zic că măsura lui P, O, B. Egală cu măsura lui B, O, R. Da? Egală cu măsura lui B, O, R. Din
motivul ăsta spune că se convede. Știți ce vreau să spun? Pe omul ăsta sunt niște puncte ale unghiului ăsta, de aici. Iar lor sunt alte puncte. Nu mai putem spune că punctele astea sunt identice cu punctele astea. Este aiurea. De aceea spune concret, ca să nu ne înțelegem, da? Da. Și concret se referă la faptul că au aceeași măsură. Bun. Deci merg cu, într-un fel, o făcut traseul ăla. Deci vrea că de unde? Deci, din punctul de intersecție, pornește un merg care se deplasează pe bisectoarea unghiului. Aha. Știi ce face mergul ăsta? Pornește de la și se tot duce așa pe... Da. Dar el se menține tot timpul la aceeași distanță. Dacă mergul este aici, ca așa o perpendiculară, perpendiculară se fac 90 de grade. Da. Deci mergul este aici, da? Da. Și ducem una la 90 de grade și notăm cu omul lui un înțepat. Da. Distanța asta, segmentul ăsta, e tot timpul egală cu segmentul ăsta. Da. Mă 1 și mă 2. Deci, merg cu spune, sunt la distanța asta față de o R și față de o P, este tot timpul. Deci, dacă e foarte atent și mergi pe bisectoare, oriunde s-ar afla el, oriunde s-ar afla și se uită spre latru, pe drumul cel mai scurt, totdeauna îl păstrează la egală distanță. Da, noi facem așa, tot încet, doar că mai mare. Deci, el se păstrează tot timpul la aceeași distanță. E foarte interesantă calitatea punctelor de bisectoare. Da. Deci punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Dă-l observație, să observați. Punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. E o observație foarte, foarte interesantă. Să o ține minte definitiv. Așa. Punctul A. A, ok. Să vedem ce îmi cere aici. Determinați măsurile celorlalte trei unghiuri determinate de traseele montane. Determinați unghiurile. Determinați măsurile celorlalte trei unghiuri determinate de traseele montane. Celorlalte trei unghiuri. Dar de ce sunt trei? Eu am văzut că sunt două unghiuri. Da. Și cum e asta? Deci, ia să mă citesc o dată și deci, două trasee montane se intersectează și formează un unghi plur cu măsura de 72 de grade. Din punctul de intersecție pornește un unghi care se deplasează pe bisectoarea unghiului plur. Determinați măsurile celorlalte trei unghiuri determinate de trasele montane. Trei unghiuri determinate de trasele montane. Înseamnă că traseul ăsta montan și continuă drumul. Ah, da. Da? Da. Și traseul ăsta montan. Ele s-au intersectat undeva. Da. Asta s-a referit. Deci două trasee montane se intersectează într-un punct. Da. Două cărări de punct. Da, pe munte. Da. Dar el în loc, ai nu s-a oprit aici, îl tot duci pe la asta. S-a intersectat și vorbea să fie ăsta de aici. Și acum trebuie să găsim unghiurile 1, 2 și 3. Mă spune pe unghiurile 1, 2 și 3. Da. Hai să vedem cu asta. Asta de aici. Câte grade o fiam. Câte grade la plăina, câte grade ar fi. Dar nu au toate 72 de grade? Eu nu știu. Tu poți să mă ajuți că... Păi dacă sunt toate...
mă refer la un deodorant. Dacă e așa, înseamnă că e... La unghiul 2? Da, unghiul 2. Ce ți se pare unghiul 2? Că ar fi tot de 72 de grade? Da. Așa simți, da? Da. Este o observație pe care tu o simți, așa că tot de 72 de grade. Da, pentru că e tot aceeași. Într-o prelungire, așa, da. Este unghiul 4, el e un nume, să vedem noi ce unghiul. O să numesc 2 și cu 72. Foarte o lume. Dar tot așa, fiindcă ai deschis discuția asta, mai sunt alte două care se pară ție de această măsură. Da, unghiul 1 și 3. Și tot atât de bine ești hotărâtă să spui că și 1 și cu 3 ar fi, nu? Da. Bun. Dar nu poți să spui că 1 e că 2 și că 3. Nu. Nu. Cel mai bine ține să spui că 2 ar fi de câte grade? De 72 de grade. Și o să vedem de ce. Dar despre unul și despre trei, cum ai putea afla? Că ai descoperit că ar fi de aceeași măsură, dar cât ar fi el? Mă gândesc că ar fi 72 înmulțit cu 2. Dublul 72. Da. Știi când ar fi 72 înmulțit cu 2? Dacă ar fi unul drept. La unghiul drept. Da. E, nu, la unghiul drept și seama așa. Și vine asta și 90 de grade și 90 de grade. Da. Că 90 și 90, fac 180 și unghiul alungit. Da. Deci, așa ar fi, ca să o multiplici, dar acum dacă le-ai multiplicat pe 72, nu cred. N-ai niciun motiv să spui că de acesta dublul 72. N-ai argumente. Și totuși, cât este unghiul ăsta așa? 180. Poate te folosești de treaba asta. 180... Nu. Deci poate te folosești de faptul că tot unghiul ăsta așa, tot ăsta așa, este 180. Celălalt e tot 180. Care e celălalt? Cu partea de sub? Da. Că în jurul punctului 360, nu? Da. Și atunci vine 180 minus 72. Uite, ce să mai stai pe gândul? Deci da. Tot din 180, da, dacă știi pe ăsta, să rămâne ăsta. Da? Deci asta ar fi. Apropo, cum se numesc unghiurile astea care împreună? Ele sunt adiacente. Da. Cu o S. Hai să notăm pe S aici. Punem o S. P, O, S. Cu P, O, R. Se numesc ca adiacente, ca pe O. În comună. Da. O P e, cum spunem, pentru noi vecini de apă. Da. Da. Bun. Și două unghiuri adiacente. Care împreună fac 180 de grade. Să numesc într-un fel. Suplimentar. Suplimentar, da. Da. Și că 90 de grade e complementar. Da, da. Deci, ce nu observăm aici? Că R-O-ul și P-O-S se numesc unghiuri adiacente. Suplimentar. Suplimentar. Deci, hai să zicem și noi aici. Cum R-O-P-ă, un R-O-P-ă și R-O-P-ă și P-O-S-ă și P-O-S-ă au pe O-P-ă comună, O-P-ă. Se din dreapta unul, așa se lătrează, fac un cărbun, așa o pân comună. Atunci rezultă că așa, ele sunt, rezultă că ele sunt adiacente. Adiacente, da? Da. Și în plus fiindcă măsura lui râul o pân plus măsura lui P-O-S
egal de 180 de grade. A, și fac 180 de grade. Ele sunt sub, le sunt mult sub lumentare. Da? Sunt sub lumentare. Sunt unde sub lumentare, da? Da. Dacă ar fi dat 90 de grade, cum este aici? Da? Dacă ar fi dat, ele ar fi dat o mână din 90 de grade, cum ar fi ăsta. Ăsta și cu ăsta fac vreo 90 de grade, a fost complementare, da? Bun. Așadar, în momentul ăsta, putem spune că unghiul POS, deci măsura lui POS, este egal cu cine? Așa, 180 de grade minus... Minus 7 de grade. 2 de grade. Ce face? Ce face? 2 din 10, 8. Da. Aici au rămas 7, minus 7, 0, 1. 108 grade. Da. Da. Da? Deci avem chestia asta. Acum să notăm cu S-O-T. S-O-T, unghiul S-O-T, măsura lui S-O-T. Ai spus tu că ar fi cât? Lui S-O-T, am spus că e de 79. Dar ai argumente sănătoase, așa te pusticesc cu cineva? Nu te ai, nu? Ar trebui să ai. Păi cam da, pentru că tot punctul ăsta e de 360 de grade. De acord. Dar... Și atunci înseamnă... Și totuși se vede, nu știu. Așa, se vede, spui tu. Da. Am dus cu ăsta, ăsta ce fel de unghi este așa, dacă îl primești? Unghiul ăsta? Așa. Formatele. Aruncit. Și cu ăsta deasupra știi acum. Da. Cât este deasupra? Deasupra